Iată, numai ce am petrecut un om, ca să nu e, zic un bou, și vine el așa frumos la mine aici și îmi zice: "Bună ziua, doamnă, dar eu unde am făcut așa?" Că, omule, domnule, boule, ce mai ești? Scuze-mă, te rog, dar noi am băut ceai mult împreună, vreodată. Spuneți-mi, stați că nu-mi vedeți ochii, uitați-vă la mine în ochi. Dar iar se uită, omul nu înțelege, în dreapta, în stânga, iar se uită. Ce? Cum nu înțelegi? Măi, salută-te odată. Bună ziua, doamnă, îmi spune ea. Mă, tu ce dracu nu vezi că eu sunt domnișoară? Păi tu nu vezi că eu sunt domnișoară, mă? Ce trebuie să-mi scriu pe ușă că sunt o domnișoară chiar? Mă, când vine un om, păi interesează-te dacă e doamnă sau e domnișoară sau mai e cucoană sau mai știu eu ce, pentru că ăsta este amorul nostru propriu și te înghit dacă îți spun că te înghit. Cine nu înțeleg? Ce-i cu prostia asta? Ce-i cu omenirea asta? Ce sunt cu bărbații ăștia? Ce, noi am băut ceai, mă, omule, împreună? Noi am băut ceai, mă, omule, împreună? Spune-mi, te rog frumos, noi am băut ceai împreună? Să-mi spui tu mie, doamnă, că eu sunt o domnișoară și între doamnă și domnișoară e hăt, e hăt, e drum, e cale, frate, e cale mare! Să știți ce faceți și ce vorbiți! Așa, afară! Afară că te înghit! Afară cu tine! Am strigat! Afară! Am ieșit și pe coridor și am aruncat cu el! Uite, cu buchetul miresei am aruncat! Am zis, afară cu tine! Cretinule, că te înghit! Și a fugit și s-a speriat și a zis că sunt nebună și o să fiu domnișoară toată viața. Foarte bine să fie, asta îmi doresc.